Salutare, salutare, dragii mei! Ce mai faceți? După cum ați văzut și în titlu, astăzi vom face o cremă regeneratoare care are la bază uleiul de măsline în care am macerat rozmarin și coada calului. Rozmarinul, după cum știți, protejează celulele pielii și previne acele modificări care apar datorită înaintării în vârstă, cum ar fi ridurile, formarea petelor pe piele, datorită îmbătrânirii. Acest ulei este foarte ușor de făcut. Vă las aici pe undeva tutorialul să vedeți cum am făcut eu acest ulei. Are doar două ingrediente, cum vă spuneam, rozmarinul și coada calului. De asemenea, coada calului conține un silicon natural care poate umple ridurile și poate oferi pielii un aspect mai întinerit. De asemenea, conține coenzima Q10, care stimulează producția de colagen, dar și de flavonoizi, vitamina E și vitamina C. Aceste două plante sunt foarte, foarte bune să le punem în creme, în loțiuni de corp, în produsele cosmetice în general. Bun, deci haideți să vă prezint și ingredientele de care avem nevoie astăzi. Vom avea nevoie doar de acest ulei în care am macerat, cum vă spuneam, rozmarin și coada calului. Avem nevoie de 30 de grame, 30 de grame de unt de shea. Uitați, eu l-am așa brut. Mai avem nevoie de ceară de albine și vitamina E. Nu vom folosi niciun hidrolat, nicio infuzie, nimic. Doar uleiul. Și cum folosim uleiuri? Pentru a conserva pe mai mult timp crema, o să adăugăm vitamina E. Să vă zic și cantitățile. Avem nevoie de 30 de grame de ulei de rozmarin și coada calului, 30 de grame de unt de shea și 5 grame de ceară de albine. Am eu aici. Bun, dragilor, deci haideți să începem rețeta. Este o rețetă foarte ușoară, o cremă foarte ușoară de făcut, ca de altfel toate cremele pe care le pun eu pe acest canal. Fix 30 de grame. Uitați ce culoare are uleiul după ce am macerat cele două plante. Acum vom pune 30 de grame de unt de shea. Așa. Și vom pune 5 grame de ceară de albine. 4, încă puțin 5. Așa. Bun, acum vom pune toate aceste ingrediente pe baie de abur pentru a se topi ceara și untul de shea. Iar după aceea o să le mixăm toate și obținem crema noastră regeneratoare. Uleiurile le-am aici, untul de shea și ceara de albine s-au topit. Am lăsat uleiurile puțin să se răcească, iar acum o să trecem la mixarea lor cu ajutorul unui mini blender. Așadar, avem aici crema. Pentru a mixa uleiurile mai repede, puteți să le puneți pe acestea în frigider puțin și după aceea o să vedeți că mixați foarte bine uleiurile. Bun, așadar, acum vom pune 10 picături de vitamina E.
Iar acum o să vă mai arăt încă două ingrediente pe care le puteți să pune opțional în această cremă. Aceste ingrediente sunt gelul de aloe vera, vă rog să folosiți un gel natural, 100% bio, și mierea de albine, de asemenea ecologică. De ce punem aceste ingrediente? Pentru că și ele sunt regeneratoare. De exemplu, proprietățile regeneratoare ale aloe vera ajută la reducerea și prevenirea cicatricelor, repară și hidratează pielea, ajută la formarea noilor celule, calmează pielea, o relaxează, o hidratează în profunzime. De asemenea, ajută la vindecarea tăieturilor și a vânătăilor și calmează acneea. Deci este un ingredient foarte, foarte bun. Nu trebuie să vă lipsească de acasă acest ingredient. Și vom pune o linguriță de aloe vera. Eu trebuie să o desfac, încă nu am folosit-o. Vă rog să folosiți, cum vă spuneam, aloe vera pură cu ingrediente naturale. Nu ce-a găsit, nu din aceea care găsiți în supermercat, pentru că sunt mai multe chimicale decât aloe vera în acele creme. Vă rog să le cumpărați de la Plafar, magazine naturiste sau online. Bun, deci aici avem o lingură de aloe vera. Și un sfert de lingură de miere de albine. Nu pune mai mult, deoarece nu vrem ca crema noastră să fie foarte lipicioasă, așa că vom pune, uitați, doar un sfert de lingură. Mierea este antimicrobiană, are o grămadă de vitamine, minerale. Ce nu are mierea de albine? Aminoacizii prezenți în miere ajută la stimularea și accelerarea regenerării celulare. Iar acțiunea acestora duce la o piele mai sănătoasă și mai strălucitoare. Așadar, eu de aceea am pus aceste două ingrediente opționale. Iar acum mixăm foarte bine crema. O să vă placă foarte mult această cremă. Eu pe timpul verii doar utilizez această cremă. Nu folosesc farduri, fonduri de ten și sau alte produse cosmetice. Bun. Să știți că această cremă se mai întărește. A mea încă este puțin călduță. Haideți să o punem și într-un borcanel. Am aici un recipient pentru cremă, un borcanel. Cum vă spuneam, crema o să se mai întărească. Toate ingredientele pe care le-am folosit astăzi au un efect regenerator, cum vă spuneam. Haideți să și probăm această cremă, să vedeți ce repede intră în piele. Rapid, rapid. Lasă pielea, uitați, mai strălucitoare, mai catifelată. Este super această cremă, sunt convinsă că o să vă placă. Bun, dragilor, aceasta a fost crema regeneratoare de astăzi. Uiteam să vă spun că vom face cu acest ulei și un șamponel mâine, așa că nu uitați să vă abonați canalului pentru a nu pierde nicio rețetă minunată pe care o voi face.
Aceasta a fost crema, sper să vă placă. Cum vă spuneam, e o cremă super hidratantă, regeneratoare, nutritivă, umectantă, are toate proprietățile. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept mâine să facem șamponelul regenerator. Pupiș tuturor, vă mulțumesc din suflet! Ciao, 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 ciao!